Autoritatea Electorală Permanentă informează că a propus Ministerului Afacerilor Interne organizarea în data de 20 iunie 2021 a alegerilor locale parțiale pentru primari în circumscripțiile electorale în care, potrivit informațiilor furnizate de instituțiile prefectului, funcția de primar este vacantă. Astfel, în județul Călăraș vor fi organizate alegeri locale în comunele Cuzavodă și Frumușani. Conform propunerii transmise de AEP, perioada electorală va începe în data de 16 mai 2021. Totodată, candidaturile pentru funcția de primar vor putea fi depuse în perioada 21-31 mai 2021, iar campania electorală va începe în data de 5 iunie 2021.